Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să ne mai reamintim puțin de Reiki. Reiki este numele dat unui sistem simplu și totuși profund de vindecare națională a trupului, a minții, dezvoltat de doctorul Mikao Sui, care a trăit în Japonia. Pe scurt, Reiki reprezintă o metodă japoneză de vindecare cu aplicarea, cu mâinile aplicate pe corp, foarte sigură, plăcută, neagresivă și care utilizează energia pentru a trata dureri fizice, fără să, eu știu, să apeleze la apăsare, la manipulare sau masaj. De fapt, Reiki este un sistem folosit pentru redarea echilibrului nostru, pentru refacerea și armonizarea tuturor dimensiunilor ființei noastre, trup, minte, emoții și spirit. Numele Reiki vine de la Rei, care înseamnă deci univers spiritual, și Ki sau Ki, care înseamnă energia forței vitale. Ideea de bază a acestei terapii este că energia poate fi direcționată pentru a susține forța naturală a corpului de a se vindeca conform Centrului Național de Sănătate Complementară și Integrativă, care se află deci în Statele Unite. Iată că în alte țări, deci terapiile acestea Reiki sunt foarte folosite și chiar sunt folosite în spitale. Despre originile Reiki, deci nu vă mai spun, că știm cu toții. Cum funcționează? Da? Tratamentele Reiki sunt făcute de o persoană care are o inițiere în această tehnică dată de un maestru, da? Fie de gradul 1, 2 sau deci maestru. Cu cât gradul inițierii este mai mare, cu atât energia transmisă este mai puternică. În timpul tratamentului, pacientul stă culcat pe patul sau, mă rog, masa de masaj, iar terapeutul își mișcă palmele deasupra corpului acestuia în diferite puncte, cele corespondente centrilor de forță. Reiki poate fi făcut și altora, dar și sub formă de autotratament, deci așa cum am învățat noi. Fiecare tratament este diferit de la o persoană la o persoană. De obicei, pacienții aflați într-un dezechilibru mai puternic simt cu precădere armonizările la nivelul ființei, fie prin căldură sau, mă rog, senzație de frig, furnicături, frisoane în locurile atinse de terapeut. Se poate, de asemenea, simți o energie, deci cum îți străbate corpul, pot apărea dureri de cap, dar indiferent de senzații, nu trebuie să ne agățăm prea mult de ele. Fiecare deci este diferit și fiecare tratament, bineînțeles că este diferit. Reiki poate fi transmis inclusiv la distanță, având aceleași efecte. Acest lucru se datorează câmpului electromagnetic al fiecărei persoane care prin intenția Reiki acționează, interacționează. Să vedem cum poți practica această energie Reiki. Este important de înțeles că Reiki nu vindecă direct o afecțiune. Reiki, de fapt, este acea lumină interioară, este energia care ne tranzitează, iar accesarea ei ne aduce acea pace interioară și liniștea care, deși, de fapt, cei mai importanți sunt cei mai importanți indicatori ai sănătății noastre. Deci așa stare în care te afli în completă pace cu tine,
indiferent de circumstanțele atenuante. Așadar, este important ca pacientul să creadă, să creadă în tine, deci în cel care face terapia, și să aibă intenția, în primul rând, de a se vindeca el. Un alt aspect de luat în calcul este faptul că Reiki nu are absolut niciun efect secundar. Eu știu, să vedem ce spun studiile care s-au făcut despre Reiki. Majoritatea terapiilor medicale sunt testate folosindu-se testul placebo. Printre cele mai extinse studii despre Reiki, există o lucrare care a apărut în jurnalul internațional de practici clinice în 2008. Deci îmi amintesc foarte bine acest lucru. Cercetătorii au ajuns la concluzia că majoritatea studiilor aveau hibe metodologice, precum mărirea panelului, adică raportări imprecise care nu aduceau suficiente date pentru a considera eficient tratamentul Reiki. Pe altă parte, există, dragii mei, studii care arată că Reiki aduce anxietate în cazul femeilor care au trecut prin, eu știu, histerectomii și reducerea durerilor pentru pacienții care suferă de boli cronice. Alte cercetări punctuale realizate de cercetătorii Universității din Pennsylvania arată că Reiki are rezultate pozitive în reducerea anxietății și durerii atât pentru pacienții care au boli cronice, deci cei cu cancer, cât și pentru cei suferind de HIV. Un alt studiu realizat pe pacienții care au avut atacuri de cord și care au primit Reiki a indicat, deci, o creștere a capacității de funcționare a inimii și semne de vindecare. Ok, acesta a fost miculețul nostru clip. Am vrut să vă mai aduc aminte de Reiki, deci eu în clipurile mele, deci v-am spus teoretic și v-am demonstrat și practic cum se practică Reiki. Vă mulțumesc frumos, dragii mei, pentru vizionare. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag și vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă sărut, dragii mei, pe curând!